Lucian Iordănescu este în legătură telefonică directă cu noi și mulțumesc foarte mult pentru asta. V-ați ocupat foarte mult de cazul Mădălinei Manole și aș vrea să ne reamintim pe scurt ce s-a întâmplat acolo, de fapt. Da, eu am vorbit cu ea în 2003, am avut o discuție într-o după-amiază spre seară, m-a contactat, ne-am întâlnit undeva în parcul Carol, am avut vreo 45 de minute de dialog. Ea era foarte interesată de blesteme. O preocupa această frecvență, acest că gândea. Deci era deschisă într-un anume fel, era pe frecvența de recepție a informațiilor, care de fapt sunt niște câmpuri torsionice când le primești. Și ea a atras, ea n-a mai povestit, mă rog, acum nu intru în detaliile astea, pentru că mă gândesc că despre morți și numai de bine, dar a atras asta spuneți? Da, a atras asupra ei. Ea a avut și o copilărie oarecum mai puțin liniștită, mai agitată, chiar în familie. Și a atras asupra ei anumite vibrații care nu i se adresau direct, dar indirect veneau către ea. Dacă doi oameni, doi vecini se ceartă, eu sunt foarte atent la ceasta lor, atrag câmpul ăla către mine. Este legea atracției, o lege care funcționează în univers. Și a atras asupra ei aceste forme de blestem. În momentul în care ea s-a destrupat, a trecut în altă lume, în momentul acela au început în jurul ei o grămadă de frământări, de lupte. Părinții se certau cu actualul soț, cu... Deci câmpurile astea turbulent, de azi o deranjau. Eu am mai discutat după ce a plecat, am mai discutat cu ea. Asta e un alt subiect. Era foarte deranjată de faptul că nu este liniște în jurul ei, că nu e lăsată să se... În alt plan, gata, s-a terminat, toată lumea o atrage și atrăgând-o, ea rămâne în planul acesta. Nu se poate ridica în planuri de vibrație mai înaltă, planuri superioare. Și sunt, acum, blestemele sunt foarte frecvente. Pentru că în momentul în care creierul meu și creierul fiecăruia dintre noi emite o frecvență, când e un blestem, este o frecvență care înseamnă tensiunea sau puterea gândului torsionic. Astea sunt niște câmpuri care se mișcă elicoidal, așa? Iar inima care participă și ea dă intensitatea câmpului, adică emoția, partea dreaptă a creierului. Și astea ajung la ținta care o am în față, eu chiar dacă persoana nu e lângă mine. În momentul în care am o supărare sau îi zic ceva, l-am și vizualizat în mental și m-am cuplat cu el. În secunda când i-am zis numele și l-am văzut, m-am cuplat cu el și intrăm într-o comunicare. Și eu pot să fac mult rău dacă nu-mi stăpânesc și Biblia vorbește clar cum ar trebui noi să ne purtăm unii cu ceilalți. Mă zic de Biblie pentru că poporul român se pretinde a fi cât de cât creștin. E, asta este cu blestemele. Și cum ne dăm seama dacă avem acest gen de câmpuri în jurul nostru, să spunem? Păi, când plouă, ele sunt, trebuie să știm că... Și atunci ce facem? Luăm umbrela. Deci trebuie să ne protejăm. Ca să ne protejăm de câmpurile acestea torsionice care... Poate nu vin direct către noi, dar noi ieșim în calea lor și ne lovește ca un curent, așa, când de geamul deschis. Păi, există o mantră care funcționează, o știau și egiptenii, care tradusă în limba română ar fi așa. Sunt calm, nu-mi pasă, pot orice. În clipa aceea, frecvența asta creează în jurul meu așa ca un fel de cuirasă. De protecție, un câmp de energie care e exact așa ca o carapace. Deci sunt calm, nu-mi pasă, pot orice. Când spun nu-mi pasă, nu înseamnă că sunt nesimțit. Înseamnă că nu mă implic emoțional, așa cum nu se implică doctorul când devine un pacient. Da, asta dacă îți dai seama că se întâmplă ceva, dar dacă nu îți dai seama... Nu, adică... ca să ne dăm seama, înseamnă să fim conștienți.
Noi trebuie să fim conștienți de un singur fapt, că în jurul nostru, în fauna asta astrală, există o cantitate imensă de câmpuri de torsiune negativă. Asta trebuie să o știm. Și atunci ne protejăm, ne facem această carapace. Indiferent de unde vine, eu nu trebuie neapărat să simt gândul ăla, pentru că poate nici nu mi-a adresat mie, i-a adresat altcuiva, dar eu stau în calea lui. În calea, astea sunt niște câmpuri în fizică cuantică. Dacă am fi undeva, să am și o tablă să vă desenez, v-aș arăta. Deci eu trebuie să mă protejez, să fiu protejat. Știu că e frig afară. Păi, mă îmbracă gros. Știu că peste tot este un timp nepotrivit și atunci mă protejez. Și mă protejez, am spus, prin această mantră. Sunt calm, nu-mi pasă, pot orice. E suficient. Mentalul poate să facă această carapace protectivă numai prin, pare simplist, dar să știți că funcționează. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și cu siguranță vom afla multe lucruri interesante în orele și în zilele care urmează legate de acest subiect. Deocamdată însă vorbim despre ce s-a întâmplat, despre o crimă comisă de un bărbat care a fost găsit.